Deci consider că o verigă mai slabă în funcționarea întregului sistem este această comunicare uneori greoaie, uneori defectuoasă, uneori grevată de anumite suspiciuni reciproce între secțiile clinice și laborator. Și aici intervine nu doar comunicarea între medicul de laborator și medicul clinician, intervine o altă, un alt element foarte important, personalul mediu din secțiile clinice, care este responsabil de recoltarea probelor și de transportul lor la laborator. Deci multe necazuri pe care, sau dificultăți pe care le întâmpinăm în furnizarea unor rezultate corecte provin din incorecta recoltare sau necunoașterea tehnicii corecte de recoltare sau nerespectarea ei a intervalului în care probele ajung la laborator. Pentru toate astea sunt protocoale foarte clare și în cazul în care lumea nu le cunoaște, noi suntem mai mult decât bucuroși să li le punem la dispoziție și să-i lămurim. Iar despre colaborarea la nivel de medici clinicieni și medic de laborator, cred că asta face oarecum diferența între un medic de laborator bun sau foarte bun și unul mai puțin bun. Faptul că medicul de laborator trebuie să aibă și un bagaj tehnic strict de cunoștințe, dar trebuie să aibă și o gândire medicală pentru a putea să integreze și să interpreteze aceste rezultate, să-și dea el în primul rând seama dacă sunt anumite discordanțe pe care să le discute cu colegul său clinician și eventual să-l și consilieze ce alte teste ar fi utile pentru a lămuri neînțelegerea sau a completa sau a nuanța un diagnostic, a monitoriza eficient un tratament și evoluția bolnavului. Adică un medic bun de laborator pune mâna pe telefon, sună pe medicul curant atunci când anumite analize îi ridică niște semne de întrebare și se lămurește dacă cauzele ar fi fie de tehnică de recoltare, de transport, fie de alte condiții legate fie de pacient, particularitatea pacientului, fie de o variantă absolut normală a pacientului, fie printr-o eroare de diagnostic și făcând în continuare alte analize, putem canaliza până la urmă actul medical spre un diagnostic corect. Eficient, deci medicul, da, și în folosul pacientului până la urmă, pentru că despre asta vorbim și asta e finalitatea muncii până la urmă, noastre până la sfârșit. Acesta este scopul medicinii, de a fi în beneficiul pacientului. Deci până la urmă, medicul de laborator bun este cel care are și un telefon alături și un mod de a comunica și de a relaționa. Să nu uităm că laboratorul nu este un scop în sine și oricât de performant a devenit el, laboratorul rămâne totuși o unealtă în mâinile clinicianului. Este una din multele unelte de diagnostic, alături de imagistică, care și a devenit tot mai sofisticată. Și noi avem la dispoziție, la ora actuală, teste extrem de variate, extrem de performante, unele extrem de costisitoare, și atunci e foarte important, inclusiv din acest punct de vedere, să ne sfătuim între noi și să indicăm aceste teste sau să găsim o variantă de compromis, pornind de la cele mai simple, care uneori aduc reale informații și beneficii, și ierarhizând spre cele care sunt teste de vârf, care se fac doar în anumite centre sau în anumite laboratoare. Deci, cred că e o atitudine păguboasă să se indice de la bun început pacientului un întreg pomelnic de analize. Da, care, de iesă ceva neregulă, să ne putem din orienta. Din care să se ghicească oarecum sau să sperăm că pescuim peștișorul de aur din ocean. Păguboasă și ineficientă și costisitoare și care arată până la urmă faptul că medicul respectiv nu este clinician. Nu știe să se orienteze pe diagnostic, nu știe să excludă prin diagnostic diferențial alte boli. Cuvântul chei, așa cum ai spus, nu vreau să blamez pe nimeni, probabil ca într-un mariaj vin ai totdeauna de ambele părți. Cuvântul cheie este comunicarea între laborator și secție clinică, comunicarea profesionistă și profesională, academică și colegială. Deci să nu uităm că scopul nu este de a ne incrimina reciproc, ci de a rezolva problemele care se ivesc pe parcurs. Cum este percepută această specialitate de către studenți și rezidenți? Cum îi atragi? Cum faci să prezinți în pene cât mai strălucitoare o specialitate pe care văd că o iubești și cu patos o susții?
Specialitatea, într-adevăr, este destul de oropsită și de cenușie și pe nestrălucitoare e destul de greu să-i punem. Deci, cred că scopul nu este de a cosmetiza această specialitate, ci de a prezenta-o, de a o prezenta exact în lumina ei reală, pentru ca cei care ar alege-o eventual să o aleagă în mod foarte conștient, asumat și conștient și să nu se simtă oarecum păcăliți sau frustrați că au nimerit într-o nișă care nu li se potrivește. Deci, viziunea mea nu este de a o împodobi, ci de a o prezenta exact în lumina ei, pentru că totdeauna se vor găsi și avem rezidenți excepționali și, mă rog, tineri medici de laborator excepționali și totdeauna se vor găsi, deci se va găsi pantof și pentru cenușăreasa asta care este laboratorul. Sigur că nu trebuie împodobite. La urma urmei, dacă te uiți la o persoană, îi poți prezenta ochii foarte frumoși sau o poți prezenta în totalitate. Doar trebuie puse pe tavă acele aspecte care sunt atractive. Ce ar fi atractiv? Spune-mi două lucruri care ți se par atractive în această specialitate. Cred că un lucru interesant este integrarea aceasta a rezultatelor cu partea clinică. Sigur că de acest context beneficiază în special medicii de laborator care lucrează în laboratoare de spital. Pentru cei care lucrează în laboratoare de ambulator, într-adevăr, legătura aceasta este mai greu de ținut pentru că pacienții vin de pretutindeni, vin și pleacă, este un rulaj mare, nu mai poți să-i urmărești. Dar la pacienții din clinică, eu lucrând într-un spital care într-un laborator care deservește multe clinici, avem pacienți pe care îi urmărim și noi, deci ne uităm ce analize au avut ieri, cum sunt astăzi, îi urmărim în dinamică. Acum avem un nou sistem informatic care ne permite chiar accesul la câteva informații și clinice anterioare asupra bolnavului. Prezente. Și asta îți dă o satisfacție, faptul că urmărești această evoluție. Și al doilea aspect, dacă mi-ai pus acest termen de două lucruri atractive, recunosc că asta e o motivație personală, cred că lipsa aceasta de stres major pe care o au clinicienii și mai ales clinicienii care lucrează în specialități, cum ar fi cele chirurgicale, unde oricând se poate ivi ceva absolut neprevăzut, o complicație. Trebuie să ai o prezență de spirit deosebită. Sau cele cu o rată mare a decesului sau cele cu o răspundere față de copii. Peste tot este o răspundere. Deci partea asta cu răspunderea este de neocolit, indiferent ce profesiune și la ce nivel ai face, o partea de responsabilitate. Eu zic că e primul lucru de care trebuie până să ții seama. Deci nu asta, nu faptul că nu ai răspundere, dar nu ești forțat să iei decizii majore într-un interval scurt de timp. Sigur că asta trebuie să ți se și potrivească. Probabil persoanele, cum am spus, care sunt mai dornice de senzații tari, s-ar simți sufocate de acest specific. Dar pentru cei care sunt mai domoli din fire sau poate nu doresc aceste dușuri scoțiene de adrenalină, probabil că este unul din lucrurile atractive. Și faptul că îți permite, atunci când ți-ai încheiat ziua de muncă, să știi că ai terminat-o cu bine și dacă nu ai gardă sau, mă rog, nu lucrezi în ture, practic nu te mai frământă neapărat gândul la pacientul care este în pat sau care face o complicație postoperatorie. Față deci, de care ești oricum responsabil asta, dacă asta ești ar fi un, sau nu. Să spunem un avantaj. Acest, hai să-i spunem, confort psihologic, dacă vrei. În aceste ultime câteva minute pe care le mai avem, o minte organizată cum este și meticuloasă, cum este cea unui medic de laborator, în ce găsește încântare? Ce te sprijină? Ce îți face plăcere? Ce faci după ce închizi ușa laboratorului în timpul personal? Timpul meu personal, din păcate, este destul de restrâns pentru că profesiunea mea principală sau locul meu principal de muncă este universitatea. Deci eu, în principal, sunt cadru didactic și asta reprezintă o provocare permanentă și, din fericire pentru mine, și unul din lucrurile care nu mănâncă, n-aș spune că mănâncă. Asta spui mai degrabă. Deci, îți aduce din fericire pentru mine,
un lucru care îmi place foarte mult este să predau și asta e un noroc, pentru că asta și trebuie să fac. Deci, dacă mi-ar displace, am avea o problemă, dar fiindcă îmi place foarte mult, mi se potrivește și faptul că predau la categorii foarte diferite de studenți, predau la, în principal la studenții de la medicină, dar predau și la rezidenții de laborator, predau la asistente medicale, predau la tehnicieni de laborator și fiecare dintre acești studenți